Stimați colegi, în general, noi astăzi ne-am adunat să discutăm despre cum și-a exercitat atribuțiile conducerea CNPF și dacă acțiunile acestea sau neacțiunile acestea au dus la situații de criză pe piața capital financiară inclusiv piața asigurărilor. Și asta noi ne-am adunat să discutăm și ar fi cel puțin ipocrit să spunem că nu sunt probleme sau că să lăsăm așa lucrurile cum sunt. de -aia eu vreau să cumva să reiterez iarăși ce probleme au fost înregistrate ultima perioadă în acest domeniu. Pentru că domeniul piețelor financiare a devenit sinonim cu cuvântul criză în general. Nu doar în ultimii patru ani, dar pe tot parcursul independenței Republicii Moldova. Au avut loc fenomene care au pus în pericol nu doar piețele financiare, dar și economia în ansamblu. Și eu o să menționez câteva. Deci, în primul rând, acea criză a devalizărilor din sistemul asigurărilor, care s-a menționat și astăzi, care a culminat în 2019 a, cu două companii de asigurări care au acordat împrumuturi de sute de milioane de lei, unor companii offshore, cum spuneam, a, fără niciun fel de activitate, bani care au ajuns până la urmă la companii controlate de oligarhi, și banii care au fost folosiți pentru privatizarea abuzivă a unor active de stat. Marea majoritate a acestor împrumuturi nu au fost întoarse nici până astăzi. Coincidență sau nu? Și noi nu am aflat de unde au apărut, nu ne-au spus concret de ce a apărut această situație. În 2019, două treimi din companii aveau indici de solvabilitate sub nivelul de siguranță. Două treimi. Când în 2016 era doar o treime, deci doar 33%. Deci se întâmpla anume în acea perioadă. Deci 11 din 16, 16 asiguratori aveau atunci risc ridicat de insolvență în acea perioadă. Și noi nu știm de ce. Dar anume atunci se întâmplau cele situații cu împrumuturile. Aici vreau să menționez și o altă problemă sistemică în domeniul asigurărilor. Și anume faptul că multe companii refuză să ofere despăgubiri în cazurile asigurate, invocând prevederi abuzive. Și din această cauză, rata despăgubirilor raportată de la primele de asigurare plătite în Moldova este de doar 40%, de două ori mai puțin decât în România, nemai vorbind de alte țări europene. Deci asta ce înseamnă? Asta înseamnă că în loc aceste companii să-și asume rolul de asigurator, aceștia jecmănesc oamenii. Primesc primele de asigurare, dar nu primesc despăgubiri. Și din cauza asta și încrederea cetățenilor în sistem se pierde. Ei nu participă în acest uh, proces de asigurare uh, pentru că știu că nu vor primi bani atunci când se va crea acel uh, risc de asigurare. Iarăși o problemă sistemică care duce la situațiile în care le avem. Vreau să mai amintesc și de criza care a avut loc pe piața Cartea Verde. Din cauza neregulilor, uh, a neplății contribuțiilor, a extindii fenomenului falsificărilor polițelor de asigurare, Cartea Verde. Moldova a fost de câteva ori aproape de a fi suspendată din acest sistem internațional și uh, de a uh, lipsi cetățenii de dreptul de călătorie. De asemenea, menționez și abuzurile companiilor de microcreditare. S-a repetat de foarte multe ori astăzi. Și s-a repetat uh, că ponderea creditelor neperformante, cele mai neperformante, crește, s-a dublat în ultimii doi ani. S-a dublat! Deci dacă tot vorbim de statistică, mai mult decât atât, Ponderea împrumuturilor restante negarantate sau care se făcută cu dificultăți financiare este de aproape jumătate din totalul împrumuturilor. Deci nu e vorba doar de 100 de petiții la CNPV sau de 400 de uh, procese de instanță, este vorba de zeci de mii de credite uh, luate de oameni care nu le pot întoarce. Și nu e vorba doar de uh, asumarea riscului de către oameni, este vorba și de reglementările și cum noi ne asigurăm că acele contracte nu prevăd. Uh, lucruri total abuzive, comisioane abuzive, taxe uh, care nu ar trebui să fie acolo. Deci, lucrurile pur și simplu nu funcționează. Da, eu de acord, tot trebuie să asume responsabilitatea, nu doar CNPF. Și legiuitorul uh, nu a luat măsuri până acum. Și organele de drept nu au pedepsit pe cei care uh, au făcut atacul rider, au comis arbuzuri. Dar CNPF-ul este cel care răspunde de piața financiară. Și există foarte multe întrebări la CNPF, care au fost astăzi adresate. De ce s-a tolerat acordarea acestor împrumuturi de către companii de asigurări, către companii offshore, fără activitate? De ce nu s-a intervenit atunci când aceste împrumuturi abuzive amenințau întreg sistemul? De ce CNPF nu a denunțat presiunile politice? De ce CNPF refuză de să recunoască că există probleme sistemice în domeniul împrumut împrumuturilor nebancare? Sunt foarte, foarte multe întrebări. Și a fost prea multe acțiuni sau inacțiuni din partea CNPF care, din păcate, au dus la crize pe piață. A fost așa ceva. Și nu putem să mergem înainte și să reformăm domeniul financiar și de asigurări, având uh, în funcție uh, acești oameni care până acum nu au făcut îndeajuns. Noi am fost votați să facem curățenie și în justiție, și în sistemul asigurărilor, și în toate domeniile. Și asta facem. Asta este procesul pe care ne l-am asumat. De asta concluzia a mea și a colegilor este că conducerea CNPF și-a exercitat inadecvat funcțiile și a adus la situații de criză în domeniu. Asta este concluzia noastră. Mersi tare mult!